Au trecut prin foc, au sărit cu mașina peste alte automobile și au făcut cascadorii pe două roți. O echipă de 8 cascadori din Germania s-a aflat în weekend la Sibiu și și-a arătat maestria în cadrul unui show. Momentul cel mai apreciat de public a fost cel de Monster Truck. Nemții s-au aflat pentru prima dată în România și le-au promis sibienilor un adevărat show de cascadorii cu mașini și s-au ținut de cuvânt. Se îndreaptă spre rampă. Spre rampa instalată în fața dumneavoastră, temerarul, aplauze pentru Cristof. Sibienii nu au fost simpli spectatori, au participat și ei la cascadorii. Timp de câteva secunde au trăit senzații tari într-o mașină care a mers câțiva metri în două roți. Ce s-a întâmplat? Numere de cascadorie pe care le cunoșteam, dar nu mă așteptam să fie totuși trupa din Germania. Vrem să vedem partea de Monster Truck, ceea ce am văzut mai rar prin Europa. Îmi place, dar cel mai mult îmi place de șoferul neamț, care se vede că e profesionist. În rest, e ok. Impresionant, într-adevăr. Și băiatul ce zice? Cum e spectacolul? Îmi place foarte mult. Cel mai așteptat moment a fost cel de Monster Truck. Monștrii pe patru roți au zdrobit pur și simplu bătrânele dacii. Este o premieră absolută în România. Prima dată ne aflăm la Sibiu cu un astfel de show. Este un show, sperăm noi, pentru toate gusturile, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Este o trupă din Germania care face parte din primele 5 trupe de acest gen. Cascadorii nemții vor mai putea fi văzuți în Râmnicu, Vâlcea, Pitești, dar și pe litoral.